Băieți și fete, eu mereu zic că Apple are grijă de telefoanele sale până la 5, 6, poate chiar 7 ani, în timp ce Samsung sau oricare alt producător de Android, 2-3 ani maxim. Dar că au ei grijă de aceste telefoane atât de mult timp e bine, întrebarea principală e ce poți face tu cu aceste telefoane după 5-6 ani? Cât de utilizabile sunt acestea? Eu am găsit două telefoane, Galaxy S6 și iPhone 6S, lansate aproximativ 7 ani în urmă. E clar, nimeni nu va cumpăra acum aceste telefoane, pe nimeni acestea nu mă interesează, dar hai să vedem totuși ce pot ele să facă la ziua de azi. Evident, nu uita să te abonezi, ca să creștem împreună și dacă îți plac așa tipuri de episoade, pune un like ca să știu și eu. Ultimul update primit de iPhone 6S este iOS 15.5, adică timp de 6 ani, telefonul ăsta a primit versiuni noi ale sistemului de operare. Galaxy S6, la lansare, avea la bord Android 5, conform Wikipedia, ultima versiune a sistemului de operare este Android 7, doar că aici apare o mică de tot problemă, nesemnificativă. Telefonul ăsta a fost cumpărat în altă țară decât unde a fost el de fapt utilizat. Și din acest motiv, ultima versiune disponibilă acum pe el este Android 6. M-am gândit că manual aș putea instala eu Android 7, dar pentru ce? Eu foarte des văd comentarii în care mulți utilizatori scriu cum să instalez o versiune nouă de Android pe telefonul meu, pentru că nu o primesc, întârzie și așa mai departe. Așa că mergem mai departe cu ce avem. E chiar și mai interesant. Spre mirarea mea, chiar și cu Android 6 la bord, orice aplicație de care am avut eu nevoie pentru acest telefon, eu am găsit-o. Absolut tot, și Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, toate tipurile de chaturi, WhatsApp, Messenger, absolut orice, chiar și jocuri, Call of Duty Mobile, PUBG, Apex Legends, chiar și World of Tanks. Și cel mai important, dar asta e cel mai important într-adevăr, acestea merg. Tu le pornești și acestea merg. Dar până aici ne limităm la această informație. Merg. Cu iPhone 6 situația e simplă. Sistemul de operare e actual, toate aplicațiile sunt disponibile. Aici trebuie doar să recunosc că nu am fost chiar atât de impresionat. Bine, că aplicațiile sunt disponibile, ok. Că le pornești și acestea merg, ok. Dar ce-i cu multitasking-ul? Cât de bine acestea merg? Ce-i cu lagurile? Și uite, acum tu vei înțelege de ce pentru un Android contează câtă memorie operativă are, pentru iOS mai puțin. iPhone 6S vine cu 2 GB memorie operativă. Pentru comparație, în 2022, iPhone 13 are doar 4 GB memorie operativă, adică doar dublu mai mult. Galaxy S6 vine cu 3 GB memorie operativă. În 2022, 3 GB memorie operativă pentru un Android e puțin chiar și pentru unul de buget. Un top acum are cel puțin 8 GB memorie operativă. Și cu toate astea, pornește absolut orice. Evident, atunci când e vorba despre aplicații, nu ai nicio restricție, acestea merg fără nicio problemă. Când e despre jocuri, pornești iarăși, repet, orice joc actual pe ambele telefoane, și Call of Duty, și PUBG, și Apex Legends, chiar și World of Tanks, sincer, eu chiar am rămas impresionat, doar că pe Galaxy S6 e un pic mai dificil. Partea grafică e mai slabă și tu diferența grafică, permitem să-i zic așa, o vezi cu ochiul liber. Da, e un moment important aici valabil pentru ambele, odată pornit un joc, alta aplicație nu mai merge, o oprește din memoria operativă din start, dar cel puțin câte o aplicație sau câte un joc se descurcă. Probabil rezultatul mai bun pe care îl are iPhone e din motiv că Apple în toți acești ani nu a schimbat atât de mult în telefoanele sale, iar dezvoltatorilor de aplicații, de jocuri, le este mai simplu să optimizeze aceste aplicații pentru telefoanele date. Despre autonomie. Se știe că orice telefon, sau mai corect spus, bateria oricărui telefon, te servește până la 2, maxim, poate 3 ani. Luând în calcul că fiecare din aceste două telefoane a fost utilizat de stăpânilor câte 5 ani, rezultatele pe care le-am obținut eu acum sunt vesele.
maxim o oră. Da, S6 te mai ține el și o oră jumătate, dar nici de cum mai mult. Timp de 3 zile aproximativ cât le-am testat eu, le-am încărcat cred că de vreo 7-8 ori. Și singura concluzie care am putut să o fac la partea de autonomie e că dacă vrei să ții un telefon mai mult decât 3 ani, fii gata să înlocuiești bateria aproximativ după 2 ani jumătate. Acum vreau să zic două detalii care nu influențează absolut nimic, e doar din curiozitate. Evident, ani în urmă erau alte tehnologii, dar uite, 7 ani în urmă Samsung producea display-uri deja de top. Display-ul pe care îl are Galaxy S6 Edge e la nivelul unui top chinezesc produs în 2021-2022. În timp ce iPhone, chiar și astăzi, după 7 ani, mai au modele pe care instalează exact aceleași display-uri care deja 7 ani în urmă se considerau de unii utilizatori neactuale. Da, nu e display rău. iPhone 11, am zis de multe ori, are exact același display pe care îl are iPhone 6, dar nici de cum la nivelul celui de pe Samsung. Și încă sunetul. Mă miră faptul că 7 ani în urmă producătorii deja puneau accent pe un sunet de calitate. Da, evident, nu e stereo, dar sună bine. Eu chiar aș spune utilizabil. Iată, mie îmi place anume cuvântul ăsta. A rămas camera. Păcat că nu am exemple făcute acum 7 ani în urmă ca să putem vedea ce au îmbunătățit producătorii pe parcurs, dar avem iPhone 13, asta ne va ajuta să înțelegem cât de departe au plecat producătorii de azi la partea camera. Și ce am înțeles eu? În primul rând, de ce eu atât de des repet că o versiune actuală a sistemului de operare este foarte importantă? Pentru că la rândul său, aceasta influențează inclusiv capitolul cameră. Pentru că, uite, posibilitățile pe care le are Galaxy S6 astăzi sunt egale cu posibilitățile pe care acesta le avea 6 ani în urmă, atunci când a primit ultima versiune a sistemului de operare. În timp ce iPhone, da, partea tehnică nu a schimbat-o nimeni, desigur, dar totuși el este mai aproape de realitatea de astăzi. Un contrast mai bun, o expoziție mai bună, o viteză de fotografiere mai bună, o focusare mai bună, iarăși, nu la nivelul iPhone 13, dar totuși mult mai bună decât în cazul Samsung. Ideea este că chiar și după 3-4 ani, orice iPhone rămâne actual la capitolul cameră. Ce concluzii putem trage în general? E clar, nimeni nu va cumpăra aceste telefoane astăzi, nu sunt actuale, sunt învechite. Eu am făcut episodul ăsta doar din curiozitate, singur am vrut să aflu până unde s-a ajuns, dar personal am tras două concluzii. În primul rând, aproape toți producătorii de Android nu se țin de cuvânt atunci când e vorba de update-uri de sisteme noi de operare. Și în al doilea rând, dacă vrei să-ți iei un telefon mai mult decât 2-3 ani, o zic din start acum, nu sunt fan Apple, dar tu ai înțeles ce trebuie să alegi. Dar, în scurt timp, testăm și un Samsung care a fost lansat 4 ani în urmă, probabil acolo situația va fi diferită.